Salut! Vreau să fac un anunț important. Decât un procentaj mic din persoanele care îmi vizionează clipurile sunt și abonate. Dacă o să îți placă acest videoclip, nu uita să te abonezi. Poți să spui ce s-a întâmplat? Te rog? De ce te-au luat, practic? Sau te-au invitat la secție, sau ce s-a întâmplat? Stai, domnule, ce fac, mă, fals? Dă-te, mă, și tu în lateral, te rog frumos, așa! Rău, domnul polițist! Rău, domnul, dar... Așa, dar stai în mâna aerul aici! Dar de ce vă grăbiți, totuși? Pentru că mă grăbesc, pentru că... Ca să ce? Ca să nu știu ce! A comis vreo infracțiune? Stai, domnule, mă împingi în... A comis vreo infracțiune? Spuneți-mi și mie! A comis vreo infracțiune? Nu mai ții pasul. A comis vreo infracțiune? Asta mă interesează. Sunt de la presă și de asta vă întreb, nu mă împingeți. Vă rog să aveți un ecuson. Să-l vedem. Puteți să spuneți motivul de ce l-ați invitat la secție? Stai, domnule, nu mai mă împinge. Auzi, nu-ți face griji. Ia gata. Răi, mă, oamenii ăștia. Dar care este pericolul? Care este pericolul? Pericol, care-i pericolul? Care îl prezintă omul ăsta? Păi nu știu, dar de asta și atâta. Păi nu puteai să-l inviți. Dar de ce faci un reportaj, dacă nu știi despre ce? Nu putea să-l invitați mai... Cum? Ia zis o modalitate. Păi văd că mă împingeți. Pe mine ce s-a întâmplat? Nu te împinge nimeni, te bași tu. Mă bag eu? Da. Primogen! Imogene, ai grijă. Nu mai facem bani, mi-e pare rău. Salut, Imogene, pare rău. Instituție publică, nu mă împingeți. E instituție publică, am voie să filmez. La mai mult, am simțit-o la telefon, era super nervoasă. Lasă-mă, îi trece. Nu-i trece. Mamă, Radar, Firar, stai să vezi că mi-au ăștia permisul acum. Chiar m-a oprit, nu pot să cred. Hai, pe bune, nu jur, chiar m-a oprit. Hai că trească, m-a oprit. Să mor. Bună seara. Da, sigur. Deci, buletinul meu. Permisul meu de conducere. Dacă mi-eșau dubrele alea, nu aveam problema pe care am avut-o. Dar ce să faceți, eu sunt perfecționist. Am vrut să iasă o dubră perfect. Am greșit că am băgat viteză. Dacă eram corect, pentru că, din nou, e o greșeală mea pe care nu încerc să o justific. Eu doar vă povestesc, pentru că e foarte amuzantă întâmplarea. Dar să nu credeți că eu încerc să găsesc o scuză sau să încurajez astfel de comportament. Dacă eu eram inteligent, da, în momentul ăla, bă, mă duceam pe un circuit și făceam asta dacă vreau să bag viteză. O făceam într-o formă sau alta regală. Unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România a fost prins drogat la volan. Matei Dima, cunoscut sub numele de Bromania, a fost oprit de polițiști în trafic în timp ce se afla la munte. Testul rapid a arătat că acesta consumase substanțe de mare risc. Iată ce a spus în exclusivitate pentru Observator la ieșirea din sediul poliției Râșnov. Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă și deja am citit niște chestii care nu sunt adevărate, dar... Am zis măcar să vă zic personal. Ce ne puteți spune în legătură cu ce s-a întâmplat? Altceva decât datele? Nimic. Conduceți în siguranță toți, nu știu. N-am nimic momentan să zic. Vreau doar să ies, să... S-a vehiculat informația că ați fost depistat pozitiv la cocaină. E adevărat? Nu declar nimic momentan. De-aia nu pot să vă zic nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba și o să... Cum credeți că vor reacționa la aceste informații persoanele care vă urmăresc? Cei care... Păi, până nu... se stabilește clar ce s-a întâmplat. Nu știu, acum știți cum sunt oamenii, fiecare o să zică, o să interpreteze în felul lor. Acum de-aia vă întrebăm pe dumneavoastră care e adevărul. Ați consumat sub droguri de mare risc? V-am zis că nu declar, nu vreau să zic nimic, că după aia
Adică nu, nici nu vă cunosc. Știți că e important lumea să știe. Este important și de-aia o să fac, dar o să fac corect. Pentru că, na, este, știu că este meseria dumneavoastră, dar la poate voi sunteți de treabă, dar mulți alții nu sunt. Am înțeles. La momentul acesta vă pare rău de ceva? Aveți ceva să vă reproșați dumneavoastră? A, nu, nu, eu sunt super ok. Dar mulțumesc mult că ați venit și toate cele bune. Scurt, cum a mințit jandarmeria română și de ce m-au luat jandarmii pe sus? Filmează că îi băgăm părere. Filmează, haide, vă rog frumos să soțiți la mașină. Sunt ajutat și șoafă, vă rog să mă soțiți. Vă rog să mă soțiți. Filmează, ia. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Ajutați-mi șoafă, haide. Aș vrea, da? Rămâneți-mi. Ia, tatăl, ia, tatăl. Vitor Vestine, dedicație. E de aici, de acolo, că ați ajuns în postura asta? Păstrați distanța legală! Care te urmăresc, dar nu instinct la viol? A meritat acea postare? Tu ai violat vreodată propadă? Sunteți un exemplu ce urmat? Domnul Costache, bună tine, vă știți pe ce se vorba, aflându-se într-un spațiu public închis, respectiv în stația Pecoitul Oil & Gas, situată pe DN1 pe raza Comunei Păulești, acesta nu a purtat masca protecție corespunzător, respectiv fără a acoperi nasul și gura. 500 de lei în 15 zile, mențiuni dacă aveți, dacă se nască ce se vorba. Păi de că amendă? Da. Te blestem să moară cu familia mea, te blestem. Vă rog frumos să încetați cu comportamentul ăsta. Mențiuni dacă aveți. Da. Pregătește-te în 15 zile. Ce să mă pregătesc? Că mama e de aia mici, care face farmece. Și cu ce să mă pregătesc? Nu știu, mă duc la biserică să aprind o lumânare. Da? M-a amenințat sau? Nu este amenințare, ferească Dumnezeu. Da? Semnați procesul verbal? Da. Deci nu aveți mențiuni, da? Da, nu. Băi, ce odată s-a întâmplat cu gaborul la care ți-a permis sumă să moară familia ta? Odată aici, vă rog frumos. Dar nu, unul, doi. Și odată aici, la contravenție. Nu este ok ce faceți dumneavoastră, adică... Am văzut și eu la știri, lasă că... Când a murit la doar la televizor. Nu mai fac așa, băga mea și pula, copii și familia lor. Dar cum? Romeo Fantastic, cum? Romeo Fantastic, așa mă. Eu, dacă vreodată aș avea ocazie să-l întreb pe Romeo Fantastic, de ce stă tot timpul cu ochelar? Dar n-am avut ocazia. Te întreb pe tine, mă, fratelor, ce cu tine în casă la ora 2 noaptea cu ochelar de soare? Dacă vrei să-mi răspunzi, dacă nu, fă mișto în continuare, că nu e nicio problemă. E numai pentru TikTok? Așa, gata, am înțeles, e numai pentru TikTok, gata. Bă, viața. Gata, am înțeles. Dacă eu mă droghez într-un. A, te droghezi? Nu e normal că publicul care mă urmărește. Las că e bine că te droghezi. Îl știți de pe YouTube. Ești miliția? Și tu ai trimis pe YouTube. Și nu am trimit pe YouTube. Ești trimite milițian? La mine pe canal, că șos pe YouTube acum. Ascultă-mi bine, lasă după. Ești milițian? Ce? Ești milițian? De milițian de ăștia, să arestezi de ăștia cu ochelari de soare. Nu-mi plac ochelarii de soare când îi văd că îi poartă un gras umflat la ora 2:30. Exact ca Romeo Fantastic. Mi-a luat de aici, din borsetul. I-a văzut cineva ceva? Filmează tot, că-s proști rău ăștia! Feriști. Poftim? Nu mă uita la băieții ăia doi, au bicicletele dereglate și i-am zis că, na... Sunt dumitul apelat la mine a trecătorilor, în vederea obținerii de folate materiale, respectiv bani. De asemenea, sunt dumitul a asigurat niște în zonă, în timpul întocmirii prezentului proces verbal de constatarea contravenției. Da, făceam așa?
Nu m-am făcut proști. Pe cine? Nu pe nu, noi? Nu, m-am uitat spre el și am zis că trec niște ăștia? Proști. Ce proști sunt ăștia, da. Bun, spre el m-am uitat, ce proști sunt ăștia. Mă refeream la oamenii din jur, din bun, aici. Nu aveți voie m-am să uitat. Jigniți în public pe nimeni, atât pe noi. Mă uitam la el, vorbeam cu prietenul meu. Poți să vorbesc ce vreau cu prietenul meu. Ați făcut proști pe cineva anume, pe anumite persoane, da? Tot o jignire este, nu? Doriți să semnați proces verbal? Nu, nu semnez așa porcărie. Mă bucur. E jalnic. Mă bucur. Jalnic? Este jalnic amenda aia scrisă de nu știu cine. Da, amenda este jalnică. Și nu s-a mai nu a mai dat nimeni vreodată amendă de genul ăsta. Ai voi, lu. Pupăm, băi.